Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu GTA San Andreas. Ei bine, oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit, ne-am făcut noi prieteni, am reușit să ajungem prin tot felul, prin nebunii, prin deșert și stați și n-am uitat de misiunile de la aeroport, că mi-a spus că sunt importante. Dar am zis, dacă tot am început seria de misiuni de aici, de ce să nu ne ocupăm de toată treaba asta? Și am zis că tipul ăla cu ochelari e ceva prieten, avocat al tipului din GTA Vice City, deci asta o să fie interesant. Gata, a tras niște praf de cop pe nas, s-a rezolvat. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. Jesus. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony. But you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Nu știu. Details, details. Unde mergem? Habar n-am. Rack 'em up, Macca. What's the matter with you? Nu știu unde mergem, dar mergem. Ok, take Rosenberg to the abattoir. Olo, duce la abattoir? Vrei să facem cu ceva? Stai așa că trebuie să-mi dau seama care trebuie pe aici. We're gonna pay this mașină. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence. Well, yeah, sure. I can take you by there. Okay, da. We need a car. Da, da, o mașină. E ca și cum să o treabă. Out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, which please, come on, come on, come on. What do you want, old lady? So you trying to get out? Oh, la la grav. Yes, I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life. Ce dorințe nebune are și ăsta. Shit, shit's all down my damn shirt and everything. It's my best shirt too. Doesn't this shirt look good on me? Yeah, yeah, arată ok, cred, nu știu. Pot să te mint doar și atât să zic că da, ok, super. Arată decent. Da, tipul ăsta e de la gen, l-a luat hibi-jibizurile, toate nebuniile, știi? Da, cu toate alea, dacă e să o luăm așa. Dar hai să încercăm să-l ducem întreg aici la abattoir, o să-ți dăm. Chiar am și uitat de tipul ăla pe care l-am dus noi ieri aici și l-am lăsat în grijă. Zicem ce s-a întâmplat cu el. Mamă, l-a luat grav hibi-jibizurile alea. Praful ăla de cop începe să crească. Ia mă, cine pe aici? Did you forget something? No. No, look, you go on in, I'ma wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. 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 I am the boss. Ia uite și pe ăștia. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Oh. He ate something this morning. Oh. Hey, Ken. Oh, Jesus. Oh, Christ, this fucking thing. Ken, como stai? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Uh-huh. Oh, man. Oh, God. It's him. Oh. Oh. My heart. Bă, înțeleg că nu-s frumos, dar nici chiar așa. Damn, that nigga fucked up. What the fuck?
Au, țin minte că a fost secvența asta la cineva și se buguise secvența asta de aici. What the fuck, man? Ăla intră prin foc. Du, ce e momentul ăsta tensionant că nu mă prind deloc? Uh-oh. Deja a aflat toată în lume? Shit! They started a fire to keep us back. There must be an extinguisher here somewhere. Find it. Carl, leave no witnesses or we're dead meat. Shit. Ioi, da capul meu. I got the extinguisher. Take those guys out. I'll put out the flames. Stand back. I'm gonna blast these flames. Măcar atâta să faci. Just fuck you, Ian. I ain't going away. Jesus. Noroc ăla e cu spatele. Și e prost de pute. Screw this. I'm gonna hide in the freezer. What the fuck? M-a lovit carnea. Mi-a dat cu bucalca de carne peste cap. Dacă încerc să țintez, dar nu-mi iese. E atât de sensibilă camera. Tot fiți arșunca! Oh, Jesus. Oh, Jesus. You don't need this no more. Tu fiți arșuncile. Am cu șuncile astea, dou. What did I say? What did I do? Nut. My bad. I'll take drugs. Bă, ce sunteți așa mulți, mă? What is it about my luck? Stai, ho! I'm screwed! We gotta do something! Stai un pic! Ok, a mers cât de cât. Nu prea bine cum îmi doream, dar să zic eu, a mers. Mamă, cât de stresantă e treaba. Niște healing ceva avem pe aici sau sau sal? Mamă. Dacă noi am nenorocit pe băieți ăștia, nu glumă. Ok, văd că ăsta e a mea aici. E unul aici, 100%. Ok. Și trebuie să mai fie unul mai în față, uite-l. Ia oare, pot să pun așa foarte subtil? Nu pot. Hai. Shit! Leo, Doamne! Ce am posuit pe aici? The exit's through the stockhouse. Dar bine, o facem pe labirintul, că deja e culme. Ce aiurea. Ce aiurea, nu mă lăsa să țopăi pe acolo, e de dreptul ciudat. Ok, Roseburg back to the casino. Trebuie să mă vindec după asta, vere, că nu se mai poate. Shit, we gotta get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down. Mă, că a fost ok. Holy fuck, man. We work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Ah, acum prind încredere când e doar cu mine. And so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed up. Fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Are personalitate multiple, gen. You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you did. I'll think of something. I promise. Oh, oare să simulăm că l-omorâm sau ceva și să ne prefacem și să după aia să-l ascundem undeva? Ar merge ca opțiune, dar acum are el personalitatea. Acum ar putea să într-o dată zică da, ok, de acord, într-o dată să se trezească după ce se face tot planul, să zică da, știi ce, mi-am plictisit. Hai să
Hai să mă arăt de fapt că ziua. Nu pot să cred că... acum vă zic. Nu pot să cred că dau fail la misiune la 2 pași de la finish line. Ia gata. Get in there and be cool. Like you just been out for a relaxing drive or something. Calm. Yeah, calm. Exact. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm. Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Domnul Calm. Aia zic mere, vezi că știi. MD. Ce era MD? Nu mai țin minte cine era MD. Moldova. Putea să fie Moldova. Bă, dar aș da o... Ia zi mă câte casa asta aici de vis-a-vis. Mi-aș da și aici o casă doar ca să mă salvez, să mă dea full HP. Nu de alta, că am mai luat eu o casă undeva la un carnaval, ceva mai încolo. Dar o de asta n-ar strica. Ok, să luăm de aici ceva. Asta s-ar putea să fie super scumpă, mă gândesc. Că bani nu prea mai avem pe ce să păstrăm de aiurea, zic eu. 6.000, lejer. Absolut lejer. Absolut lejer. Ok. Unde cum o dăm? Aici, hai să ne ducem înăuntru, salvăm și ne întoarcem imediat după asta. Mă, arată drăguț în interior aici, dar nu știu unde e save-ul, mă jur. Save? Ah, iotel. Mi se pare că când m-am jucat originalul, cred că am avut clădirea asta luată. Bine, desigur, pe atunci am ajunsesem pe căi normale, gen story sau ceva. Nu, pur și simplu am ajuns fugind pe aici sau făcând tot felul de nebunii. Ok, ce am rezolvat cu asta? Hai la MD, vedem cine e MD-ul, vedem ce am rezolvat acolo. Dar cred că ar trebui să dăm și o fugă pe la ammunition, să ne luăm niște chestiuțe, că parcă prea umblăm Kelios. Și că answer the phone, dar nu mi-a sunat nimica. Și nu mi-a dat genul misiune ca să zici că ar fi vreo treabă, deci înseamnă că n-a fost ceva important, probabil. Hai la MD ăsta, să vedem ce zice. Luăm mașină pentru 2 pași, da? Tot ajungem mai repede așa, Casino Royal. Cine mă ăsta MD? Mr. Divine, Mr. Dovest? Nu știu, nu mi-aduc aminte cine e cu M și D. Oh, mad dog! Come on, no. John, man, John, you got it! Hey, what's that? Fuck? Who's the idiot? Nah, some washed up rapper. It's mad dog. Used to be a real chart-topping cat, real player. Mad dog? John! Oh, nu e la de l-am stricat noi. Come on! He lost all his money in the casino and went botso. Sau nu? Hey, mad dog! What you doing up there, fool? Come on, old man! Do I know you? Don't be a wuss! I don't think so, so shut the fuck up! Oh my god, it's Drake! This is the end! So far! No, dog! Get a grip, dude! Get a grip! You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more! No, dog. A man that you got killed, some asshole stole my rhyme book. Yep, I lost them, noi. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him? I hate y'all. Just come in off that ledge, man. Hey, don't fuck him out of jumping. We got good money on this. Yeah, what the good fuck? Odds too. Damn, this town is cold. Man, jump. Hey, stay the fuck away. Stay the fuck away. I'm the best rapper in the universe. I'll jump. I'll jump. Oh, hell no. I gotta catch this fool. Cum îl prindem? What the fuck? Find a way to save Mad Dog before he jumps. Cum? Use the pickup truck. Ok. Cred că trebuie să ducem să o parcăm în fața lui acolo sau ceva genul ăsta. Yo, bro, îmi pare rău. Să am nevoie de asta? What the fuck you doing? Gata, nu te mai ridici oricum. Show must go on. I won, y'all. I jump. Păi sari! Că nu contează. Cash match dog before he, when he jumps. New Jack Swing. Can I get your sneakers? Jump, you fool. Sper că aici trebuie să stau și nu undeva mai. This is it. This is the end. I'm out. Oh, for fuck's sake, a căzut pe capotă. Oh my god, a căzut pe capotă. Jump, look what Don did for my career. Jump, you fool. Hey, he's gonna be pavement. Goodbye, cruel world. Now you know why singing is more interesting than speaking about how angry you are. Trebuie o linie. Bine, mă! N-am murit.
Ia valeu, psihopaților de aici. Time to take your sorry ass to rehab, you drunken idiot. Am I still the top rapper, dude? Best there ever was. Second to nobody else, homeboy. And the name's Carl. Thanks, Carl. Oh, leu. Cred că și-a dat mațele pe afară sau ceva, Jesus. Nu e imagine frumoasă. Chiar deloc, deloc frumoasă. Așa. Doamne, de acum l-am prins. Dar acum văd că erau și butoaile alea. Da, cred că și-a spart față de butoaile alea dacă se luăm așa. Dar a fost amuzant. Mama, is that you? Uh-oh. Upsi. A fost amuzant totuși cum am picat relițele alea. Că zic că o să pice bine, dar am zis, bă, stai puțin, cred că pică pe capotă, ceea ce nu cred că nu e ok. Și da, n-a fost în regulă cu capota. Bă, zic, de ce mi-arată jocul că trebuie să iau pe aici? Păi am văzut mai bine. Ok, luați-l, frate, pe ăsta, că-i teroare. Hey, get yourself straightened out, then we can get you back in the studio. Exact. Carl. What? When I get clean, I'm gonna need a new manager. Thought I might look you up. Mhm. Yeah, you do that, homie. Săracul nu știe că noi suntem cei care i-am distrus cariera, dar e ok, ok, construim noi alta. E ca și cum e vreo problemă. Cred că acum este momentul să ne ducem în deșert, asta că nu ne caută cineva. Și am înțeles de ce voi să facă neapărat unul dintre voi, vreți să facă neapărat misiunile la zero. Sunt misiuni care se concentrează asupra unor jucării și toate alea și buzdecuri de astea și am zis, ok, ok, tot. Voi vreți de fapt să vă vedeți cum mă chinui. Ok, și cum o să facem? După ce terminăm povestea principală, ținând cont că Zero nu face parte din povestea principală, poate o să facem și câteva videouri extra cu treaba asta în care să ne ocupăm de el. Ok, cred că o să trebuie să oprim să luăm o altă mașină, pentru că am nevoie de ceva viteză pentru a ajunge la aeroport, cu toate că aeroportul este la 2 pași dacă e să luăm așa. Da, cu tractorul ăsta nu prea cred că ajungem noi la niște viteze impresionante dacă e sunt tras pe mine și desigur vreau să opresc acum să iau mașina aia de poliție, dar ceva îmi zice că nu cred că o să funcționeze așa cum sper eu. Sunt noi pe ăsta de aici, te rog eu frumos să te dai. Un frumos ăsta de aici. Ok, am dat peste cine nu trebuia. Am lovit ăla de lângă poliție, mai era și poliția lângă, nu știu cum s-au numit, să fie și fix doi polițai. Al naibii, nu putea să fie, nu știu, orice altceva. Oh my god, doamne. Doamne, dar ce patinează mașina asta să fiu dacă nu? Mă, aș putea să nu mai ucid literalmente pe toată lumea când trec? Ok, asta o să fie niște misiuni pe ceva mai grele din ce am înțeles, pentru că sunt misiuni ce se concentrează pe avioane, elicoptere și toate alea și de aici ce face rost de jetpack. Dar cu asta, bine, asta nu mă încântă prea tare. Simplu fapt că conține avioane și toate alea, nu o să fie fan deloc. Dar vedem noi ce reușim acum. Bine, măcar că nu-s departe. Oh, aveam misiune la Uzi. Ah, firar, aveam misiune la Uzi. Aia de acum nu mai contează. Nu știu de ce mai avem S-ul. Sper că nu e S-ul e ceea ce ne trebuie de fapt, nu? Ce e asta de aici? Aflăm acum dacă asta e sau nu. Vedeam acum dacă e ceasa, nu? Hello? I know it's you, you stinking perro! Look, oh, iară, Catalina. Just say what you gotta say. I ain't interested in the stupid games. Stupid games? This is my heart you play with. What? Look, you damn! Gotta change my number. Ființa asta. Da, mă, uite, ele, temp ăsta. Noe! Ah, da, stau, mai zic voi de aia. Get you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. Jesus. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Okay. Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. One DEA, one FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks nice. And balances. Nobody is watching anybody watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Okay.
Asta e o idee. Whatever, man. Bun, deci să luăm ăsta și să vedem cum o dăm cu avionul ăsta. Tare nu-s pregătit așa ceva. Hey, Carl. You gotta stay nice and low on your approach or you'll pop up on the radar. Use the canyon as cover. You sure this thing is safe? Oh, I my see God. See daylight through the floor. Man, yeah, that thing looks like an enthusiast. The U.S. Air Force is less likely to shoot you down. Cool. Well, what's the problem then? I said less likely. If you did as many amphetamines as these guys do, you'd be lucky not to shoot anything that moves. Oh, shit. Hey, just stay low and you'll be fine. Oh, Doamne. Stai, că trebuie să mă dau puțin mai jos. Dar nu e atât de simplu. Hai că nu mai apăs pe accelerație, sau? Asta e cealaltă bază nebună. Doamne, fer. Se și ridică super tare, n-am ce să-i fac. Se ridică super tare avionul dacă îl tragi puțin în spate. Deci eu în momentul de față nu ți-a apăsat accelerația, știi? Ne zic că ești super enervant că cumva accelerația nu prea influențează atât de tare. Ok. Cred că asta e îndeajuns de low. O, Doamne. Oulu. Ok, pune-l înapoi. Oulu, e puțin stricat. Sunt stricat. Oh, God. Oh, Doamne. Man, eu înțeleg că zbor prea sus, dar nu e atât de simplu, bro. Doamne, cât de stresant e. Mai ales că s-a și bușit avionul și are probleme acum. Da, e super stresant, vă zic de pe acum. Ce limit, mă, că-s la doi pași de pământ, ești nebun? Oh, God. Uau, să se iau pe undeva pe unde e spațiu ceva mai liber. Doamne, deci avioanele se controlează atât de stupid, de nici nu vă vine să credeți. Probabil dacă ați jucat remasterul ăsta, probabil că știți la ce mă refer. Nu mai știu în original cum era, dar nu cred că era chiar atât de nasol ca ăsta. Că ții minte că era chiar destul de distractiv să iei avioane și chestii în jocurile precedente, ce am ținut în original. Cum, nu știu ce să zic. Dar e nașpa că-ți calculează distanța în funcție de pământul unde te afli și nu de nu e un fel de distanță generală sau ceva. Știi? Asta e problema mea cea mai mare cu misiunea asta. E că mereu trebuie să te ridici într-un mod foarte ciudat. Sau să te cobori. Foarte iurea, ceea ce nu-i deloc fun. Oh, nu. No way. Oh, zi, te rog, că mă dă undeva de aproape. Te rog. Mulțumesc. Și reparat avionul. Wait, stai așa, ce faci? Oh, Doamne! Ah, avem și radio acum. Și-a adus aminte că mai avem și radio. Nu
putem să mergem pe stradă, gen? Oh, Doamne, eu înțeleg că trebuie să bubuie o singură dată, nu de 1000 de ori. Ok, hai că facem noi cumva. Facem noi cumva să iasă treaba. Nu, de ce mi se ridică trenul de aterizare? What the fuck? Ok. Mamă, știi că n-am cum să zbor acum de aici, că suntem într-o poziție nu foarte ok. Da, hai că facem noi treaba de aici, băieți, nu știu cum să vă zic. Aia zic, doar end my life. Avem nevoie de... Ok, avem nevoie. Oh my god, am și murit. Ok. Hai că facem cum trebuie. Facem mai bine, ocolim ceva mai mult, dar măcar facem o treabă. Că deja ne ducem prea iurea, vă zic eu. De nașma cu pădurea asta, e foarte greu să zbor cu atâta pădure în față. E super, super nasol să zbori. Taci-mă cu altitudinea ta. Cred că din cauza că trag eu prea tare de joystick, știi? De-aia se activează ăla. Hai, v-am zic, stai așa că suntem aici aproape de pământ, ce Dumnezeu. Nu, dar lasă-mă trenul ăla de aterizare. Hai, fiți above limitul ăla, că deja e ridicol. Deja mi se pare ridicol cu above limitul ăsta. Fără mișto. Bă, dar ce face mă trenul ăla de aterizare? Se activează din nicăieri că nici măcar nu-l apăs. Fain joc, ce pot să zic. Măcar de apăsam de pentru aterizare sau ce. Uite că se activează singur. Asta e altă locație de aterizare, dar n-avem nevoie aici. Doamne, tot încerc să mă aliniez cumva așa fel încât să meargă treaba bine. Hai că e bine așa. Da, jocul ăsta nu prea are treabă cu controlul de avioane. Hai că trece cumva pe aici și ar trebui să se pună ca și cum e de vizibilitate low. Mamă. Doamne, deci mă rupe. Ok. Hai să aterizez. Ia-mă ușor. Gata, mă. Firea ia de treabă să-i fie. Aterizat cum n-a aterizat nimeni. Doamne, cu jocul ăsta uneori. Nice going, Carl. Really. Da, mersi. Doamne, ferește. Cât de departe misiunea? Ok, luăm avionul până acolo. Doamne, dar e oribil, gen, cum e controlul. Cred că eu leacă mai de Doamne ajută, dar nu te rupe rău de tot, gen, controlul jocului ăsta. O, Doamne. Hai că ajungem lejer în față aici așa dacă e vreo treabă și bum. Măi, ca și cum întrebe avionul alt. Numai de-al naibii să facem asta. Că nu spor pe niciunul și aștept să bubui amândoi. Oh god. Oh, mai contează, începe misiunea. What the fuck? What the hell? Ce? Ce? What the fuck? Cum a aterizat așa ceva? Ia zi, bă. What's your take on this? Damn! Stâlte nebunul. I thought them was your people. Listen, Carl.
We've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so, of course, these idiots have stolen a consignment of landmines, and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus, and everybody goes crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? Come back, Che. Maiming? Some people? Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents. Okay. Kill Schmill. Come on, don't look at it that way. Will you? Think of it as pest control. It works for me. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. Okay. But I need to plan bomb on the plane. Stealth is out of the question. Use the bike. Mom. Da, frate, prindem avionul, ce treabă? Oh, god, am ținut apsa pe frână. Oh, god. Da, prea târziu, l-am pierdut deja. Oh, well. We go again! Firar. Au. Hai. Ideea e că am și greșit asta pe care trebuia să apăsăm ca să tragem. Gata, o, ne-am urcat. Și acum rupe pe băieți, a? You're trapped on the plane. Da, frate. Oh, god, butoaie. Avem glanțe? Avem. Oh, ok. Oh, shit. Oh, shit. Ok, ok. Evită butoaiele. Carbon-based buffoon. Sorry. You want to be Oh, for fuck's sakes. O, presim că asta o să se întâmple des. Deci măcar nu erau butoaie acolo! Săracul oraș o să fie tot împușcat de 1200 de ori. Mamă, și am atât de puțin HP. Lol, ce Dumnezeu! Și cred că trebuie doar să fugim, că n-au pistoale băieții, mă gândesc. Altă soluție nu cred că există. Oh, god. La parașuta. Ok, fugi. Place the satchel. You're a tough guy. Mai vreunul? Ok. Unde punem? Ce punem? Tu, unde punem? Ce punem? Mamă, jur că nu mă prind. Ce punem? Unde punem? Ce să văd dacă e ceva ce trebuie să te pui acolo sau cine știe ce. N-am apucat să văd. Ce voia ăla să zică? Mamă mie, pare pe aici mai ceva. Nu știu dacă să distrug totul acum. N-am decât remote. Oh. Oh, ok. Da, frate. Parașută. Oh my god, doi.
Ce s-a întâmplat, vere? Bă, 20.000 de biștari, dar doamne, dacă am înțeles ceva de misiunea asta. A fost așa de random. Mă jur, atât de random. N-am înțeles nimic din ea. A zis, place a satchel, am pus satchel, asta a fost, dar nu înțelegea nimic, însă, aia e. Doamne, cât de random a fost misiunea asta. Și buggy as fuck. Adică pe lângă faptul că a fost super, super, super ciudată toată treaba, a fost și super buguită. O, Freemaster-uri făcute așa pe fugă, de barau bunicii. Doamne, ferește. Ha, bă, că vreau să bag un meniu de ăsta mare de băieți răi. Gata, aia zic. Firar să fie, bă. De ce îmi dă salată? I-am dat să ies. El îmi dă de salată. Ok. Da, boys, noi suntem primul aici cu acest video din GTA San Andreas. Eu sper tot ce v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut, știți foarte bine ce o să nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!